Bună, dragii mei, sunt Elea de la pentruparte.ro, Elea Suitar și bine v-am regăsit. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru că am întârziat câteva ore cu postarea tutorialului, dar din păcate am avut câteva probleme tehnice care între timp s-au rezolvat și deci iată-mă într-un final aici. Astăzi vom picta un tablou care mi-a fost cerut de către o doamnă tare drăguță care mi-e lasă comentarii foarte, foarte dulci pe această cale vreau să-i mulțumesc, să o îmbrățișez cu drag și să-i trimit mulți, mulți, mulți pupici, doamna Deac Dumitra. Deci astăzi vom picta un pom, sper că o să vă placă alegerea făcută de mine, sper că o să vi se pare ușor de realizat, așa că haideți să ne luăm toate lucrurile necesare și ne vedem într-o clipă să pictăm împreună. Și am revenit! Astăzi voi picta pe coală pentru pictura în culori acrilice, mai ales pentru că am avut o întrebare într-un comentariu dacă puteți picta pe coli A4 normal. Nu! De ce nu? Pentru că sunt foarte subțiri, se îndoiesc, o să se vadă urât, o să vă chinuiți, o să arate urât, iar apoi o să considerați că e din vina voastră că ați greșit voi cu ceva. Nu greșiți voi cu nimic, ci pur și simplu foile sunt prea subțiri pentru apă, pentru culorile acrilice și de aceea vă recomand dacă vreți să pictați pe coală și înțeleg de ce, deoarece sunt mai ușor de depozitat și mult mai ieftin. Vă recomand să folosiți coli cât mai groase puteți voi, dacă nu găsiți coli care se scrie pe ele că sunt speciale pentru pictura în culori acrilice, coli cât mai groase găsiți cu atât mai bine. Eu colile pe care pictez, colile pentru culorile acrilice pe care pictez au 300 de grame pe metru pătrat, așa că dacă găsiți să vă apropiați la această grosime, ar fi mult mai bine, deoarece v-ar fi și vouă mai ușor, s-ar vedea și mai bine. Iar în momentul în care pictați, un alt sfat pe care vi-l dau, deși eu nu am făcut aici, este să lipiți de masa de lucru sau de suprafața de lucru, de să puneți ceva în spate ca să fie și mai tare, să nu se unduiască și să îndoiască în momentul în care pictați, iar când s-a uscat tabloul, o dezlipiți ca să-și păstreze un pic forma, iar apoi când le depozitați, să le depozitați în ceva să fie un pic presate, ca să-și revină la forma inițială, pentru că și acestea inevitabil se vor curba un pic, se vor strâmba un pic. Astăzi o să pictăm pomul după cum am spus, folosesc pensula rotundă numărul 6, iar cu ajutorul negrului voi face un pom. Nu ne stresăm foarte tare pomul să fie perfect, în primul rând că în natură nu există așa ceva ca și perfect, sunt mai ciudați, mai îndoiți, mai... Dar nu asta e ideea, ideea e ca să fie crenguțele acelea, să se vadă în spate, iar apoi o să fie foietajul frunzele, sau cum să le numim, așa că nu ne stresăm foarte tare. Important e să avem niște crenguțe acolo să se vadă în fundal. Și deci facem asta. Când folosim pensula rotundă și vrem să facem lucruri subțirele și lungi, adăugăm mai multă apă în culoarea noastră, să fie mai lichidă, mai fluidă, să curgă mai ușor de pe pensulă, și nu apăsăm foarte tare pe pensulă. Cu cât ne apropiem de finalul liniei, de vârful crengilor, ridicăm din ce în ce mai mult pensula până când de-abia mai atinge suprafața. Vârful pensulei de-abia mai atinge pânza. Crenguțele în locul în care se prind de cealaltă crenguță sau de pom sunt mai groase, iar apoi din ce în ce mai subțirele. Nu ne stresăm, cu cât exersăm mai mult, cu atât o să ne iasă pomii mai frumoși, mai adevărați, mai reali. Vedeți că nici al meu nu este vreo lumină de pom, așa că nu ne stresăm, facem acolo un pom și crenguțe și cu ocazia asta și învățăm și exersăm. Iar apoi venim cu câteva crenguțe mai mititele, iar când suntem mulțumiți,
trecem mai departe, lăsăm să se usuce sau uscăm cu feonul, iar apoi trecem să facem, începem să facem frunzele, florile și așa mai departe. Eu am ales astăzi să fac un pom albastru, fiindcă pot, fiindcă e artă și putem să facem orice vrem în artă. Și mai ales fiindcă cel roz a mai fost, a mai pictat în peisajul de primăvară, așa că am decis acesta să-l fac un pic mai diferit, adică să fie albastru. Voi puteți să faceți orice culoare vă trece vouă prin cap, pentru că nu-i așa, putem! Cine poate să ne spună că așa ceva nu există în imaginația noastră? Vom folosi vom folosi o pensulă mai tare, nu pensule moi. Evităm pensula moare, evităm pensulele moi, pentru că nu ne va lăsa firicele, punctulețe separate cum ne va lăsa aceasta. Dacă este pensula mai tare și cât mai folosită cu putință să fie așa mai răvășită, iar atunci fiecare firicel al pensulei ne va lăsa un punct diferit și asta ne va scuti pe noi de mai multă treabă. Fiecare filament va face ceva pe pânză și ne scutește de treabă. E ca și când am pictat cu o grămadă de pensule pentru detalii, dacă are sens ceea ce zic eu. Dacă n-are, n-are. Apoi adăugăm albastru, folosesc astăzi negru, alb și cobalt blu, bineînțeles, voi folosiți ce albastru vreți voi, nu trebuie să folosiți ce folosesc eu. Cum am învățat și v-am spus de atâtea ori, nu e nimic bătut în cuie, putem să mai revenim la culorile anterioare, să, în cazul în care ne schimbăm părerea, în cazul în care pierdem un detaliu, putem să revenim. Eu aici am mai revenit un pic la negru, ca să mai aduc un pic din umbră, din frunzele care ar fi în spate, care nu se văd atât de bine. Revenim la albastru. Ați văzut acolo la un moment dat cum arăta pensula. E foarte, foarte ciufulită și sunt foarte tari. Și acestea sunt pensulele alea care sunt foarte ieftine, așa că cele pensule foarte ieftine sunt foarte bune pentru așa ceva. Și vedeți că nu apăs foarte tare, lovesc pe alocuri, folosesc doar colțul pensulei când vreau să am control asupra frunzelor, în ce direcție să fie asupra floricelelor, multelor pe care le fac, mișcărilor pe care le fac, să fie poziționate acolo unde vreau. Eu folosesc doar colțulețul pensulei. Dacă nu mă interesează foarte mult, folosesc toată, exact cum fac acum, folosesc toată pensula. Nu încărcăm foarte mult pensula cu exces de culoare. Nu ne interesează să fie multă culoare, ci pur și simplu să se vadă fiecare punctuleț al pensulei. Acum am adăugat și un pic de alb în albastru și venim cu cea de-a treia culoare. Și vedeți cât de ușor se face un pom. Iar acum, dacă făcusem noi ceva greșit la pom în sine, nu se mai vede și arată excepțional. Mici punctulețe și umplem pomulețul. Ideea este să acoperim tot ce am muncit și înainte, să se vadă fiecare culoare pe care am adăugat-o și treptat mergem negru, albastru și adăugăm un pic de alb și un picuț mai mult și un picuț mai mult și un picuț mai mult. Să fie trecerea, să fie pomul mai bogat în frunze,
aibă mai multe nuanțe de culoare. Acum mai revenim iar cu un pic mai alb. Mai alb. Da. Mi s-a aprins și mai multă lumină la cameră. După ce am terminat cu pomul, venim cu burnt sienna și începem și adăugăm câteva detalii și la trunchi. Cu ce pensulă vă cade vă în mână? Pentru ca să fie mai ușor, ar fi o bună o pensulă pentru detalii. Eu am apucat o altă pensulă în mână, dar voi nu trebuie să folosiți, că e mai greu cu ea. Și e păcat să stricați acum ceva, doar fiindcă am folosit eu o pensulă greșită. Mai adăugăm câteva detalii cu alb la pom. Și aceasta este perfect frumos. Este perfect. Puteți să vă opriți aici. Și este un pom ușor de făcut. În 11 minute l-ați terminat. Adăugați puțină culoare și în partea de jos și am terminat. Dacă vrem totuși să mergem mai departe, lăsăm să se usuce sau folosim un uscător de păr. Iar apoi cu galben, cadmium yellow medium, nu încărcăm pensula, ci doar luăm puțin pigment în pensulă și acoperim pânza și pomul, n-are nimic pentru că este foarte transparent, nu va acoperi foarte mult, iar apoi mai adăugăm culoare pe pom și reparăm în cazul în care, dar și galbenul acesta care îl vom adăuga acum în pom o să ne ajute mai departe. După ce am adăugat, vedeți, mai revin cu albastru, cu blă, albastru, cobalt, blu și alb și mai revenim peste floricelele, frunzele, pomul nostru. Nu știu de ce zic al nostru, sinceră să fiu, că nu e al nostru, e al meu. Sper să-i placă doamnei Deac și să îi iasă. De fapt, sunt sigură că o să iasă și o să iasă frumos și mult mai bine decât mie. Așa. Mai adăugăm acum. De ce fac pasul acesta? Pentru că odată ce se usucă, o să mai adaug alt albastru și o să prindă două nuanțe diferite. O să prindă într-un fel unde e alb și o să prindă în alt fel unde e blow-ul acel. O să fie două nuanțe de albastru, deși eu adaug doar o singură culoare. Vedeți? E ca și când amestec direct pe pânză în loc să amestec pe paletă. Sunt multe lucruri pe care le putem încerca și experimenta. Revenim acum și mai facem câteva detalii la pom. De data aceasta revin cu yellow ochre. Să ridicăm pânza un pic mai sus. Așa. Ne-am ales unde e partea luminată și menținem lumina pe o singură parte, partea cealaltă va fi umbră. Am adăugat și umbra. Nu mă scuzați că am intrat în cadru, dar sunt
ca de obicei pedepsită într-un colț și mie sunt foarte departe. Într-un unghi foarte prost pictez. Iar acum începem și mergem un pas mai departe și începem și adăugăm detalii. Ceea ce va face marea diferență între pomul simplu care l-am făcut mai devreme și pomul care o să, să adăugăm crenguțe, crenguțe care bineînțeles o să se vadă în pom, în spate, în față, mai mici, mai mari, și adăugăm crenguțe. Câteva crenguțe pe aici, pe colea, frânturi, unele se văd mai mult, unele mai puțin, unele de-abia se ivesc, unele nici n-au o frunze pe ele. Cu cât adăugăm mai multe detalii, cu atâta o să fie mai aproape de realitate. Mai ales că avem și culoarea asta care precis o găsim în natură. Deci o să fie foarte reală treaba. Dacă nu râd eu de mine, cine să râdă, nu? Voi ce mai faceți, ce mai ziceți? Sunteți bine, sănătoși? Vă mulțumesc pentru toate comentariile foarte frumoase, foarte frumoase pe care mi le scrieți. Sunt o norocoasă, am noroc numai de oameni tare faini care mă urmăresc și care sunt îngăduitori mereu cu mine și mă iau și mă accept așa cum sunt și înțeleg că nimeni nu e perfect și cu toți facem greșeli și cu toți avem păsăricile noastre. Tuturor ne mai lipsește câte o. Să trecem peste subiect. Vă mulțumesc. Și adăugăm crenguțe. La fel cum v-am zis, folosim de data aceasta pensula pentru detalii 0x2, cea mai micuță pe care o avem la îndemână. Și adăugăm mai multă apă în culoare ca să ne iasă linia cât mai subțire și să fie cât mai fluidă, să nu avem întreruperile acelea când facem o linie mai lunguță. Și rotim pensula pe paletă ca să-și revină iar la formă, să nu fie încărcată de culoare, să-și revină iar la formă și să fie subțirică și să putem să ne facem treaba. Și vedeți, adăugăm crenguțe. E un pic migălos, dar merită efortul. Iar apoi venim cu puțin yellow ochre ca să adăugăm și un pic de lumină la unele dintre crenguțe. Nu trebuie chiar la toate, la cele mai groșcioare, cele mai lunguțe, cele care sunt cel mai vizibile. Și adăugăm și lumina cu yellow ochre. Și credeți-mă că tot deranjul acesta, deși pentru mine e o plăcere, merită. Dar o să vedeți cât de relaxant este să faci acolo, liniștit. Eu, cum v-ați obișnuit cu mine, mai văd cu colțul ochiului câte ceva care trebuie modificat și mă opresc din ce făceam înainte și, pe urmă, revin. Ca să nu uit. Mai vapăm un pic, mai lucrăm acolo un pic. M-am mai decis să mai adaug câteva crenguțe. Trebuie să mai iau totuși un pic din lumina asta. Că prea tare bate.
am avut probleme tehnice peste probleme tehnice peste probleme tehnice. De asta am întârziat. Făcusem tutorialul, era totul gata, iar apoi a dispărut. S-a pierdut în neant. Mi s-a stins laptopul și s-a pierdut. Și a trebuit, bineînțeles, să filmez altul și să editez iar și să înregistrez iar și tot așa. Dar cine face și desface, toată iarna are ce face. Și adăugăm acum cu Yellow Ochre. După cum v-am zis, voi puteți să vă opriți în orice punct. Eu așa îmi fac pomii când îi fac. Bineînțeles că cu cât sunteți mai atent, cu cât petreceți mai mult timp, tablourile arată din ce în ce mai bine. Și bineînțeles, cu cât aveți mai mult exercițiu, cu atât o să iasă mai bine. Dacă faceți același tablou, o să vedeți cum dacă faceți acest pom în mai multe culori, o să vedeți că primul iese un pic mai strâmb, iar ultimul o să vă iasă perfect. Dă foarte bine același pom în diferite culori, chiar pe aceeași pânză. Îl faceți de mai mici dimensiuni și faceți mai multe culori. Mai mulți pomișori cu mai multe culori. Păi nu? Păi da! Așa, cum v-am zis, mie mai îmi fuge ochiul. Adăugăm un picuț de lumină acolo. Și micile astea detalii fac diferența. Acum cu aceeași pensulă cu care am lucrat, lucrăm un pic și la pământ. Acea pensulă ciufulită și mai dură. Și adăugăm și un pic de alb. Acolo am mai adăugat un pic de frunze, că mi se părea că se termină, e prea mult din pom. Am mai adăugat un pic. Așa că vedeți că nu e nimic bătut în cuie. Adăugăm și schimbăm pe parcurs când nu ne place ceva, nicio problemă. Acea pensulă este la fel ca cea mai mare, numai că e de dimensiuni mai mici. Tot la fel, dură și ciufulită. Și acum revin cu puțin negru, foarte, foarte puțin, pe alocuri, ca să împing un pic lucrurile mai în spate și celelalte mai în față, frunzele mai în față, să adaug un pic de contrast. Un pic de dimensiune. Mi s-a părut că era totul prea uniform. Și vedeți și fumul de la țigarea mea. Iar acum cu puțin alb și cu o pensură venim și cu puțin alb, să nu încărcați mult pensula. Adăugăm la fel cum am făcut și cu galbenul. Mai mult să avem pigment pe pensulă, nu neapărat grosime de culoare. Și venim și tragem, încercăm să ținem liniile cât mai drepte, cât mai ne alegem poziția din care vine lumina și facem fâșiile acelea de lumină care se întrebă, dar să menținem cât mai drepte liniile în momentul în care le tragem. Să fie drepte și nu mult pigment. Dacă e nevoie, băgați pensula în culoare, iar apoi ștergeți excesul pe un șervețel, ștergeți bine și apoi reveniți și mai bine faceți așa, mai
de mai multe ori și decât să aveți prea multă culoare. Dar în cazul în care aveți prea multă culoare, nu e nicio problemă, pentru că fundalul este uscat, reveniți repede cu un șervețel umed și ștergeți excesul și nu s-a întâmplat nicio treabă. Acum am mai adăugat galben, să mai întărim un pic culoarea. Întărim și umbrele. Și asta pentru că de fiecare dată când venim cu umbre, venim cu totul este în straturi, toate lucrurile pe care le facem sunt în straturi subțiri, iar de aceea de fiecare dată când mai revenim o dată peste ele, prinde și mai multă dimensiune și mai mult contur. Folosesc acolo degetul, blenduiesc, amestec culorile ca să nu aibă o margine dură, să nu fie dură culoarea. Și folosesc degetul, puteți să folosiți o altă pensulă, să țineți în mână o altă pensulă curată și să blenduiți cu ea, dar eu folosesc mai repede degetul ca să fac trecerile între culori până se usucă culoarea. Înainte să se usuce culoarea, tocmai că nu este foarte multă culoare și se usucă foarte repede, așa că repede cu degetelul blenduiesc ca să nu fie prea dură linia. Sper că are logică ce zic aici. Câteodată chiar n-am logică deloc și recunosc și știu și îmi pare rău. Dar sper că ca în majoritatea timpului să am și o logică. Și ca de obicei, de fiecare dată când înregistrez, ce credeți, mi se termină bateria la laptop. Așa că îmi cer scuze o secundă pentru zgomot. Opa, așa. Unde ești? De fiecare dată mi se întâmplă, niciodată însă nu sunt pregătită. Poate într-o zi o să învăț și eu lecția. Și acum unde e priza? Așa, uite și priza. Și vorba aia urâtă, dacă am nimerit și gaura. Așa, îmi cer mii de scuze. Se întâmplă și la case mai mari. Și mai ales la mine se întâmplă mereu. Așa. Ce mai facem acolo? Lucrăm tot. Tot la aceleași lucruri lucrăm. La crenguțe. Dar cum v-am zis, merită. Se merită să investim un timpulețul acesta în detalii, pentru că detaliile astea fac diferența. Am mai lucrat acolo puțin la razele de lumină. La fel vine mai mult, iar apoi din ce în ce în ce se pierde culoarea, își pierde puterea. Mai revenim cu un pic de culoare, de albastru pe alocuri dacă avem nevoie. Poate voi n-aveți nevoie, eu am mai simțit acolo nevoia de un picuț de albastru. Acum adăugăm câteva detalii și jos. Iar acum cu pensula noastră pentru periuța noastră de dinți, cum îi zic, pentru stropi. Venim cu albastru, iar apoi cu alb și adăugăm ultimele detalii. Mie îmi place să fac asta, nu e neapărat nevoie să faceți, dar place cum arată la sfârșit. Mi se pare că e o mare diferență, că dă un plus mare de tabloul în sine. Mici strop de lumină. Vedeți că
mențin direcția. Iar acum alb. Și am control asupra direcției, de asta îmi place pensul asta, pentru că mi oferă control și îmi trimite stropii cam pe unde aș vrea eu. Acum puteți să lăsați stropia aceea pe pom sau să nu. Eu prefer să nu. Voi faceți, dacă vă plac stropia aceea pe pom, puteți să-i lăsați. Mie personal nu-mi plac, așa că i-am șters și am revenit iar cu negru și cu ocru ca să-i șterg. Dacă puteam să folosesc, că încă nu se uscaseră, puteam să folosesc direct un șervețel umed să-i șterg, dar am venit direct cu culoare. Și încet, încet, încet ne apropiem de sfârșit. Ultimele detalii înainte de semnătură. Adăugăm și un pic de galben deschis pe acolo prin pom ca să se regăsească și culoarea din fundal pe câteva frunzulițe sau crenguțe. Un pic de umbră acolo jos și ne semnăm. Îmi bag fața eu în cadru. Adăugăm și un pic de alb acolo ca să se vadă, dar nu foarte mult, să nu luăm ochiul de la tablou prin semnătură. Și am terminat! Am revenit! Așa arată tabloul de astăzi. Sper din tot sufletul că vă place și sper că o să-l încercați și voi. Sper că ați înțeles ce am spus eu pe acolo și aștept cu mare nerăbdare tablourile pictate de voi. Schimbați ce vreți la el, puteți face un colaj cu același pom în mai multe culori. Faceți ce vreți voi, cum vă spun de obicei. Important e să vă placă vouă și nimănui altcuiva. Vă mulțumesc, vă mulțumesc de fiecare dată că îmi sunteți alături. Thumbs up and subscribe dacă v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare.